România va fi reprezentată în cadrul Olimpiadei Culturale ce va anima Londra cu ocazia desfășurării Jocurilor Olimpice de Vară prin 18 proiecte într-un program coordonat de Institutul Cultural Român. Rădăcinile lui Brâncuș, Hobița, o casă autentică din secolul al XIX-lea din zona Goș, va fi reconstruită la Londra prin metode tradiționale de către specialiști de la Muzeul Satului din București și experți britanici de la organizație patronată de Prințul Charles, proiectul fiind semnat de Luminița Holban. Proiectul include o școală internațională de tehnici tradiționale de construcție și un program de evenimente conexe desfășurat după inaugurarea casei, expoziție de interior tradițional românesc, o prezentare despre arta lui Brâncuș, un spectacol de muzică și dans tradițional, demonstrații de meșteșuguri și bucătărie românească, precum și un film care va documenta întreg procesul.